Stare de alertă lângă România. Se întâmplă chiar acum la graniță. Au mobilizat armata. Tensiuni uriașe în Europa. Armatele au fost puse în alertă maxime pe fondul unei cerții din Serbia și Kosovo cu privire la plăcuțele de matriculare. Deja au apărut imagini cu vehicule militare dislocate către granița cu Kosovo. O ceartă legată de plăcuțele de matriculare pare un motiv puțin probabil pentru a pune trupele în stare de alertă și pentru a intra în conflict cu partenerii internaționali. Însă Serbia și Kosovo fac în prezent exact acest lucru. Insistența Kosovo ca locuitorii de etnie sârbă să renunțe la plăcuțele de înmatriculare emise de Serbia tensionează relațiile cu principalii săi susținători internaționali, UE și Statele Unite. Trupele de menținere a păcii ale NATO, FOR, își sporesc patrulele în caz de incidente. Și ministrul sârb al apărării a declarat că trupele sale sunt pregătite să protejeze toți cetățenii serbici, inclusiv sârbii din Kosovo. Poliția kosovară a început deja distribuirea primelor avertismente. La scurt timp după miezul nopții de marți, Poliția Kosovară a început să distribuie primele mustrări scrise, deoarece termenul limită pentru schimbarea plăcuțelor de înmatriculare a expirat. Primul destinatar a fost o femeie care a sosit din Serbia prin punctul de control de la Jaringe, în nordul Kosovo. Înștiințarea poliției o avertiza că trebuie să scoată plăcuța de înmatriculare emisă de Serbia de pe mașina sa până la 21 noiembrie, în caz contrar riscă o amendă, însă șoferița a refuzat spunând că va aștepta să primească vești de la guvernul serbici înainte de a face orice modificare. Se pare că sunt puține șanse ca Belgradul să-și schimbe poziția. Aceasta afirmă că sârbii din Kosovo au tot dreptul de a utiliza plăcuțe de înmatriculare emise de Serbia. Reflectând astfel nerecunoașterea de către Serbia a declarației unilaterale de independență a Kosovo din 2008.